Ionus Balaur a avut de suferit din cauza unei intervenții chirurgicale greșite și a fost nevoit să stea departe de gazon numai puțin de 8 luni. Atacantul transformat în fundaj de către Viorel Hizu a efectuat un antrenament complet în această perioadă. Ionus Balaura a avut colegi de suferință, Zmeu, Anang și Tenvanjera. Și refacerea acestor fotbaliști decurge bine. Aceștia sunt așteptați să revină la forma inițială în următoarele săptămâni. Mai grav este că probleme serioase acuză de câteva zile Dani Coman și Adrian Sălăgeanu. Deși se antrenează însă cot la cot cu restul coechipierilor, cei doi fotbaliști strâng din dinți pentru a putea duce o ședință de pregătire la bun sfârșit. Nici situația lui Adrian Sălăgeanu nu este tocmai roz fundașul vasluiului acuzând dureri serioase la spate încă după partida de la Giurgiu. Fotbalistul a fost supus unui tratament timp de patru zile, dar rezultatul nu a fost tocmai eficient, medicul echipei recomandându-i să facă tratament în continuare. La ședințele de pregătire a lipsit și Usman Îndoie, care s-a antrenat doar în sala de forță, însă senegalezul își va reveni până la ora jocului cu Universitatea Cluj.